Primele cuvinte pe care Liviu Dragnea le-a spus la ieșirea din închisoare au fost: unde este Irina? În declarațiile pe care le-a făcut, Dragnea a fost foarte acid la adresa actualei clase politice, dar și foarte dur cu foștii lui colegi de partid. El spune că a fost vândut și că PSD a devenit un partid de operetă. Doi ani și două luni de chin și suferință. Asta a fost aici. Abuzuri și umilință. Și cea mai mare parte a populației a înțeles astăzi de ce a trebuit să ajungă aici. Eu când am plecat, România era o țară prosperă, venituri mari pe care le aveau românii. Din păcate, astăzi este o dictatură feroce. PSD-ul a devenit un partid de operetă, condus de oameni lași. Domnule Dragnea, unde veți munci? Ce veți face în perioada următoare? Ce planuri aveți? Ce veți face de acum înainte? Alături de familia dumneavoastră? În primul rând vreau să mă caut de sănătate și să văd ce mai pot repara din ce s-a stricat aici. Sănătatea mea a fost afectată într-un mod foarte serios. Sper să găsesc soluție și să-mi revin. Voi munci la firma fiului meu. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări. Dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine. Numai că praf. Nu e condus, PSD-ul nu e condus. Este în buzunare SRI-ului. În buzunare SRI-ului, PSD-ul, pe ce vă bazați și... L-ați văzut că lor le se dă voie doar să vorbească la meteo, au vândut. La mine a fost o comandă de sus, a fost o comandă foarte clară. Flavia se poate supăra pe mine, dar ea mi-a spus că i-a spus Predoiu când era... Nu? Predoiu îl cheamă? Când era ministrul justiției, până să vină Stelică ăsta la justiție, că totul vine de la Iohannis. Dar asta știam și eu, că se vorbea în unitate. Totuși, gândiți-vă că sunt niște câteva mii de metri pătrați.